S-au primit cadouri și flori și în această seară, chiar acum după ora 23, destul de târziu. I-am văzut pe Alexandru și pe Alexia acolo la locul unde li se pun pachetele. A primit foarte multe și Alexandru și Diana, dar l-am văzut și pe Gabriel acolo când și-a luat o pungă cu alimente pe care a primit-o probabil din partea susținătorilor, poate, sau de acasă, cine știe. Iar mai apoi am văzut-o pe Ramona cu un buchet frumos de flori, era foarte încântată și ceilalți au întrebat-o din partea cui este. Nu am înțeles exact ce a spus, dar era foarte entuziasmată. La fel am văzut-o și pe Alexia, mai apoi cu un buchet superb de trandafiri roșii. Am mers cu Alexandru în bucătărie, a pus într-o vază apă și zahăr și le-a așezat frumos acolo. Nu știu, probabil din partea susținătorilor, mă gândesc. Ca de obicei, s-au primit multe dulciuri, multe fotografii, scrisori și tot felul de alte produse. Am văzut-o și pe Diana mai apoi pe terasă, afară, le arăta concurenților ceva fotografii pe care le primise.